Leul din videoclipul cântărețului de manele, Dani Mocanu, a ajuns în Olanda împreună cu 6 dintre frații. Animalul a fost salvat de 2 ONG-uri pentru protecția animalelor de la un executor judecătoresc din Dâmbovița. Proprietarul spune că i-a dat de bunăvoie pe lei pentru că nu mai avea suficient loc să-i îngrijească. În prezent, bărbatul mai are în curte 3 lei, dar vrea să-i dea și pe ei. Leul care a devenit vedetă după ce a apărut în videoclipul manelistului era în proprietatea unui executor judecătoresc care avea permis pentru creșterea animalelor sălbatice. Stop România, stop șmecheria, ca tine n-am văzut. Omul a decis să renunțe la cei 10 lei pe care îi avea în curte când a constatat că face față cu greu cheltuielilor. Au fost mii de sesizări făcute de oameni obișnuiți, oameni care nu vor să vadă animale chinuite și folosite în videoclipuri și mai ales animale sălbatice. Nu a fost o confiscare, a fost de acord, a fost cooperant, nu au întâmpinat niciun fel de probleme. Lei nu arătau rău, condițiile nu erau prielnice. O echipă din cadrul unei asociații internaționale care se ocupă de protecția animalelor au transportat lei în siguranță în Olanda cu un autotren. Drumul a durat peste 40 de ore. Ei vor rămâne acolo o perioadă de timp, noi sperăm cât mai scurtă, depinde de actele necesare, probabil că 2 luni, 3 luni, și vor fi după aceea transferați în sanctuarul de feline mari și Lions Rock din Africa de Sud. Vecinii spun că erau învățați cu animalele, deși atunci când cei 10 lei începeau să ragă, nimeni nu mai dormea. Pe lângă lei, bărbatul avea în curte căprioare, cerbi, dar și cămile. Are lei aia, dacă nu-ți biară noaptea. I-au zis noaptea? Am înțeles. Așa că le dă pulpe din alea de... Am înțeles. Da, pulpe. Iare, unde e pulpița aia pe lei? Îi are, nu? Dar i-au zis noaptea, vă deranjează? Nu vă deranjează, nu? Ce? Suntem învățați. Are teren. Are, nu? Am are înțeles. Are teren ca lumea. Mare iar în alt loc. Am înțeles. Cai, cămilii. În prezent, executorul judecătoresc mai are 3 lei, printre care și un pui. Și aceștia vor urma să ajungă tot în Africa în cel mai scurt timp, conform Organizației pentru Protecția Animalelor.